Și cu Buzău sunt la un loc. E foarte bine. Deci, după cum am zis, am un turneu lung care nici nu mai știu unde îmi căutam ochelarii. Și vă dați seama, orice om îi place ca să vadă bine. Aș vrea să încep cu un mesaj adresat colegilor mei de partid. Știți că astăzi am avut congresul PSD, vin de la Palatul Copiilor. Sala Palatului, așa cum zice băiatul. Și nu știu dacă ați văzut, dacă ați auzit, ei au spus zilele trecute, suntem cu toții alături de domnul Dragnea. Aș vrea să infirm. Nu suntem. După cum vedeți, încă nu suntem. Vă spun sincer, vă mulțumesc frumos. Se va face dreptate oricum. Vă spun sincer, am rămas singură. Nu mai văd capul de treabă. Bine, nu mi-l vedeam nici înainte decât în oglindă. Și nu mă uit așa des, pentru că eu când văd oameni cu handicap închid ochii oricum. Aveam niște lucruri foarte importante să vă spun, dar le-am uitat, așa că o să vă spun altele. În principiu, problemele de la țară încerc să le rezolv. Poate ați auzit că vrem să mutăm ambasada română de la Ierusalim la Tel Aviv. Fals! O mutăm de la Ierusalim la Taylorman. Să știți că eu nu fac ca cum fac alte persoane care vă sfătuiesc să rămâneți în țară. Eu zic așa, plecați în străinătate, vă găsiți ceva bun de muncă la niște bătrâni sau pe undeva și vă subvenționăm și statul nostru. Pentru că de ce? Vrem să creăm în unitatea europeană o diasporă a noastră, care numai pe noi să ne voteze. O contra-diasporă, dacă pot spune așa, și iată că pot. Tot ce spun mă țin de cuvânt. Sunt femeie serioasă, cu picioarele pe umeri, cu capul pe picioare, pe umeri. Ce Dumnezeu! Sunt timorată, vă spun. Sunt timorată de faptul că de câte ori deschid gura,
O să vă dați seama cât de proastă sunt. Mă rog. Da, din cauza mea a uitat-o lumea și pe Bianca Drăgușanu. Mă rog, dacă tăceam, filozof rămâneam. Sau coprezentator la Capatos, la emisiune. Așa, ca o paranteză, eu nu știu de ce râde lumea atât de mult la spectacolele domnului Bordea. La cât vorbește băiatul ăsta la televizor, publicul ar trebui să țină la final 3 minute de reculegere. Am aceste emoții, dacă se poate să mă filmați pentru partid. Am aceste emoții care le simțiți și voi la mine, care le aveam și la școală când eram elevă. Am fost foarte siluitoare. Când am repetat prima dată clasa a noua, m-a întrebat la anatomie câți spermatozoizi sunt la o ejaculare. Am zis că nu am apucat să îi număr. Din cauza că se mișcau repede și mi se amestecau în păr, în cap. În cap, scuze. Nu, vă rog, e suficient. O să înțeleagă partidul. Vă mulțumesc. Mi-a zis profesorul că scria în carte cât sunt exact și mi-a zis să nu-mi fie frică sau rușine. Să spun ce cred, pentru că e medicină, e știință. Și timorată am răspuns. Cât spermatozoid să fie? O gură, maxim două.